Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, în nord, în rac, etalare pentru noiembrie 2021. Dragii mei, ați primit deja niște mesaje din partea îngelor. Dragostea face diferența. 31. 3 înseamnă comunicare, 1 înseamnă manifestare. Și prin comunicare și manifestare ne găsim stabilitatea. 4. Dar posibil 3 înseamnă și călătorie. 4 înseamnă și casă, Poate să fie o chestiune în care comunicați, călătoriți ceva, se manifestă unul acesta, se manifestă ceva legat de casă, da? Sau de stabilitatea voastră, într-un fel sau altul. Dragostea face diferența. Dragostea ne ajută să ne vindecăm de rănile trecutului și asigură un sentiment de securitate și de, de stimă față de noi. Poate că voi descoperiți acest lucru pe cont în viața voastră personală, în relație cu cineva. Poate voi trebuie să ajutați pe cineva să să înțeleagă că, sau, da, trebuie să ajutați, asigură, da, vindecare. Ne ajută să ne vindecăm. Vedeți cum, cum variază, cum se va manifesta acest mesaj în viața unora. Poate voi primiți ajutorul, poate voi oferiți ajutorul și, uite, așa, cineva învață de fapt, aspecte profunde legate de dragoste și face diferența între dragoste și alte lucruri. La capătul setului de cărți, mă bucur foarte mult că văd o nouă dragoste, împrățișați oportunitatea. O oportunitate pentru dragoste în lucru, în muncă poate să fie un nou proiect la locul de muncă, oricum, dacă nu e dragoste, este un nou proiect care vă aduce creștere spirituală. Dar noi sperăm, totuși, zic eu, că acest 26 să vă reprezinte. Pe unii dintre voi, într-o formă sau alta, 2 și cu 6 înseamnă 8. Interesant că aveți, după 26 urmează 44, care iar înseamnă 8 și 33, două numere maestre. Apreciați acest moment și uh, încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Poate că la această călătorie sau în această comunicare, că am vorbit de 3, 3 călătorie, comunicare, întâlniți pe cineva și bine ar fi să îmbrățișați această, să apreciați acest moment, da, 33, iar uh, ideea de călătorie, comunicare și de echilibru. Se echilibrează ceva. Echilibru vedem și la 44, dar și transformare. Sunt numere puternice, mesaje puternice, vedeți, sau veți trăi și veți vedea cum se manifestă în viața voastră. A, se pun deoparte, parcă aș vrea totuși acesta să-l pun eu la, să-l văd. Să sperăm că reapare într-o formă sau alta în timpul etalării. În timp ce am amestecat cărțile, ce a fost să apară? Cavalerul de cupe, că sunteți voi semne de apă peștre scorpion, dar ca uh, rac în mod special, doritor să-i exprimați apropo de ce am zis mai devreme diferența. Dragostea face diferența. Să oferiți o mână de ajutor sau o cupă de empatie, de, de suflet, uh, o poțiune. Ah, In, uh, interesant! Pentru cineva... Era un film cu Sandra Brown, Poțiunea, parcă, sau Poțiune de dragoste, parcă, așa era o comedie drăguță. <laughs> nu știu ce legătură are cu următoarea etalare, dar poate ar fi drăguț să, să vedeți filmul și să ieșiți dintr-o stare de înfrigurare. În ce sens? Poate aveți probleme în cuplu, poate aveți probleme de sănătate sau cineva are probleme, cum începusem să vorbesc și m-am întrebat din în cauza acelui film. Posibil voi, racii... Trebuie să comunicați cu cineva și să ajutați. Pentru mine cavalerul de cupe uneori poate să fie nu doar romanticul, cât și consilierul. Ca și regina sau regele de cupe. Un consilier de suflet, un ajutor. Pentru cineva care are probleme. Probleme de mers sau probleme cu circulația că-i fric sau probleme cu spiritualitatea sau probleme în cuplu, pentru că vă și un cuplu și o confuzie poate trebuie să ajutați, apropo, pe cineva. Acum apare și această nouă dragoste, îndrăgostiții. Poate vă îndrăgostiți într-un context mai ciudat, mai conf nu neapărat confus, misterios. Ajutăm pe cineva, întâlniți pe alt cineva și vă îndrăgostiți. În cazul în care nu v-ați îndrăgostiți, vedeți ce legătură are acest, acest cuplu divin în acest sedecărț, pentru că. Pentru că. Dragostiții pentru mine înseamnă și colaborare, și nu doar pentru mine, înseamnă și colaborare asta. Unii dintre voi, pentru alții, la drum sau într-un context care ține de comunicare și călătorie, descoperiți, întâlniți pe cineva. care vă ajută prin comportamentul lor romantic, sensibil, empatic, plin de compasiune să faceți diferența între ceea ce puteți trăi cu acest personaj pentru unii dintre voi este un mesaj diferit, da? E o nouă dragoste. Vă îndrăgostiți, aveți, aveți rac și aveți și gemeni, poate eu știu, cineva, e în, știți că semnele alăturate se atrag într-o formă sau alta. Rac și gemeni, poate aveți ascendent lună, nu e obligatoriu să fie soare-soare, da? Se suprapun ceva. Poate gemenii au planetă în rac sau racul are planetă în gemeni și se, se suprapun niște planete, mai ales luna, da? Și descoperiți că vă potriviți. Și unul dintre voi, voi sau ei, faceți diferența, dragostea face diferența, dar face diferența între relațiile suferinte, karmice, pline de chinuri și leșinuri și acest mister al dragostei. Luna este un mister, mister al dragostei. Iar un mesaj. Între timp, ce mai avem? Regina de monede, trei de spade, regele de monede, un cuplu, sor și soție, care au o suferință. Pot să fie exact oamenii despre care am vorbit mai devreme, da? Care au o problemă în cuplu, au o suferință. Nu comunică corect, da? Apăreți voi ce sunteți, ascendent, lună sau ce oți în context, da? Sau dacă sunteți voi în acest cuplu, vă întâlniți la drum cu un suflet pereche, de 6 de cupe și ASUL de cupe. Marea preotează misterul într-un mod misterios, iar la drum. Și întâlnirea aceasta miraculoasă și plină de chimie și de empatie, nu doar chimie, vă pune și pe voi pe gânduri. Și aici faceți diferența. Repet, unul dintre voi, nu știu ce, în ce. Context se va aplica acest mesaj, dar pentru unii sigur se aplică. Repet, puteți să aveți lună în rac și celălalt să aibă ascendent, da? Și poate voi sunteți în cuplu. Și nu contează ce semne sunteți. Când apare regele și regina de monede, este o relație tradițională. Pentru alții, racul trebuie să vină să ofere ajutor în acest cuplu. Poate sunt uh, doi soți și da, doi prieteni. Da? Aveți niște prieteni, sunt căsătoriți și au probleme în cuplu și trebuie să le oferiți un ajutor. Sau, uh, pentru mine, regina de monede înseamnă și mamă, regele de monede înseamnă și tatăl. Poate uh, sunt părinții voștri. Într-o formă sau alta, au o suferință, trei de spade. Și veniți voi, călătoriți voi înspre ei cu această dorință de a ajuta, eventual de a-i vindeca, ia uite, vindecați pe cineva care e la pat, în fine, niște chestiuni, dar, dar, nu uitați și aspectul dragoste, nouă dragoste, e o nouă dragoste. Poate cineva vă ajută pe voi, dacă sunteți bolnăvior, vă susține prin, prin, aceste mesaje drăguțe, pline de romantism, vă susține într-o perioadă de probleme fizice și atunci învățați, înțelegeți aspecte care țin de emoții profunde, da? de feminitate și eventual vă întregostiți. Oare, acum, nu știu, eu nu, nu știu exact dacă am văzut filmul pacientul. Nu mai știu exact, dar îmi apare în gând acest, uh, acest mesaj și știu că este un film foarte puternic, posibil. Ajutăm pe cineva cel ajutat să îndrăgostește de, de voi sau voi vă îndrăgostiți dacă sunteți ajutați de cineva? Pacientul sau pacientul englez. Am impresia că așa se numește film Dar e un film destul de vechi și deși mi este cunoscut... Sincer, în acest moment îmi scapă exact povestea, dar știu că e o, o, o carte și o, un film foarte, foarte impresionant. Hai să vedem. Uf, rac, soarele, în venu să ascende nodul nord în rac. Și iar mai mi-aduc mai, mai mi aminte apropo de, de dorința asta de a ajuta pe cineva. Interesante canalizările astea. Despre viața lui Julio Iglesias, care știm că a fost jucător de fotbal, da, știți, da? A fost jucător de fotbal înainte să devină cântăreț, a avut un accident foarte dur și stând la pat a fost o, o doamnă, o domnișoară care l-a ajutat și energia sa, bine, probabil că atunci în perioada asta a îndrăgostit de ea, dragostea l-a ajutat să se ridice din paci, arta a început să cânte, iar e un film vechi, sunt niște mesaje pentru anumite persoane. Interesant uh, canalizare. Regina de Cupe, frumos în suflet, plin de compasiune, eventual aveți, iar, aveți multă dragoste de oferit, așa simt. Multă dragoste de oferit. Ah, interesant. Provocarea 3 de băte. 3 de băte. Iar la drum. Ori simțiți foarte profund pentru cineva care este la drum, ori provocarea este să călătoriți, să comunicați cu cineva la distanță. În trecutul îndepărtat aveți regina de spade. Poate că ați fost prea mentali sau ați avut de a face, da, sau viața v-a făcut mai mental. Știm bine că un anumit număr de raci, depinde în ce grade aveți planetele, au tendința să fie mai mentali. Regina de spade. Poate un semn de aer, apropo de gemeni, pentru unii, balanță sau vărsător. Dar nu o Regina de Spade, poate să reprezinte foarte multe și cineva care lucrează în domeniul justiției și o doctoriță cu Regina de Cupe și Regina de Spade. Dar sunt multe, multe mesaje. Vedeți unde vă găsiți în, în trecut, într-un trecut mai îndepărtat mai mult sau mai puțin, variază de, în funcție de voi. Interesant, în ultima vreme apare soarele. Eventual să fie trezirea, vindecarea, dacă ați avut probleme de sănătate da, cu această doctoriță să fie o vindecare, dacă nu să fie o trezire, întâlnirea cu cineva o să clarific. Sau cineva cu marcaj în zodia leului, adică marcaj nu apă semn, da? poate să fie ascendent, dacă sunteți la ultimele grade, haideți să vă explic, da, ultimele grade rac și primele grade leu, atunci se creează conjuncția, de a zic. Luna, ascendent, depinde ce aveți. Iar apare cineva în ultima vreme care vă dă o energie faină, vă, vă, transmite speranța, apropo, dar problema este că cu acest cal și trei de bâte să fie o distanță între voi. În ultima, deci în viitor apare împărăteasa. Împărăteasa în principiu e o energie bună, dar să vedem totuși la clarificări la ce se referă, La mamă, la maternitate sau la creștere. Vedem. Uh, în prezent, magicianul vrea să manifestați ceva. Iar apare semnul gemenior pentru unii, mai mult sau mai puțin, dar nu e obligatoriu. Poate să fie orice, orice personaj, orice zodie vreau să zic, nu, orice personaj. Dar, în primul și în primul rând, dorința voastră de a începe ceva de la, 1, de la 1, de la 0, de la 1, de a manifesta ceva. O să clarificăm ce ar fi să vreți voi să manifestați. De iar magicianul, ca și... Da, vedeți, am discutat despre treiul acesta. Treiul care ține de mercur. Mercur înseamnă comunicare, dar și călătorie în acest context. Sfatul eremitul. Eu tăcer între voi și cineva sau sunteți sfătuiți să analizați cu atenție gândurile, cuvintele și, și pașii pe care îi faceți. 6 de spade. O să clarific, evident. Șase de spade iar e o călătorie despre care am mai vorbit și apare aici trei de, spa, trei de trebute și șase de spade. Vă influențează importanța unei călătorii. Voi vreți să călătoriți către cineva, cineva vă așteaptă sau altcineva vrea să vină. Vedeți, variază pentru că este totuși o etalare colectivă și eu nu vă creez viața și scenariul, eu doar citesc cărțile. Voi vă găsiți poziția în ele, da? Influență exterioară. 6 de spade. O să clarific. Ce vă doriți? Asul de bute. Unul început de aia. Apare dorința de a manifesta ceva. Ceva nou. Pentru unii poate să fie și sănătate, pentru că înseamnă vitalitate astfel de, de bâte. De fapt, nu e ce vă doriți, de ce vă este teamă. Dacă încă mai aveți niște probleme de sănătate, vă gândiți că nu o să le rezolvați. Nu, trebuie, aici este. Cum manifestați? Mi s-a mai, am mai fost întrebată și de cunoștință de ce nu se manifestă, pentru că dacă sunteți în depresie și în, în probleme, Remitul nu e totuși o carte foarte optimistă, deși importantă, care lumină în ea. Dacă sunteți în depresie sau în alte probleme, nu puteți să manifestați nici vindecarea, nici începutul. Aici este frica. Frica eventual că nu se va manifesta sănătatea, începutul, o altă pasiune, ceva nou. Pentru că stați într-o energie, eventual, stați într-o energie mai vechișoară. Ce vă doriți? Asul de spade, interesant, adevărul, trezirea, da? Eventual, probabil, un personaj sau în care aveți încredere și puteți comunica, iar chestii în care țin de comunicare, comunicare sinceră, corectă. Vă doriți victorie în viață, în ceea ce vreți să vă manifestați. O să clarific. Vă doriți să faceți scale printre blocaje și să vă găsiți drumul, destinul, eventual să creșteți, da? cu această împărăteasă, să creșteți, să manifestați femeia divină, abundență, stabilitate, ce reușiți să faceți. Într-un fel sau altul vă găsiți, e un nou de, de monede, este preîmpărăteasă. Pentru unii poate vă păstrați sau vă găsiți independența, pentru alții, depinde în ce postură sunteți, interesant. 9 de monede, preîmpărăteasa și casa, întâlnire cu Interesant. Cineva vrea să se întâlnească cu voi, s-ar putea să manifestați această întâlnire. Așa simt. Eventual cineva fuge dintr-un loc. Ia uite, șapte de spade fuge. Din acest cinci de monede și șase de monede, dintr-un loc dezechilibrat, un loc în care sunt probleme. Eu fugă către, către o întâlnire frumoasă, benefică, în care vă simțiți fericiți. Poate sunt doar prieteni. La patru de bute e posibil să fie și prieteni, dar nu neapărat flăcări gemene sau suflete perei. Dar e o stare de, de, armonie care se regăsește între voi Dar, pentru această bucurie, unul dintre voi trebuie să fugă din, din dintr-o situație destul de dezechilibrată. Da. E un vis frumos. Dar mai vedem o legătură cu acest vis. Hai să vedem totuși. La capătul setului de cărți, dragii mei, răfușori. Pentru că totuși apare nou și mesajul, da, era nouă dragoste. Ceva plutește. Ceva plutește dacă nu chiar a venit în brațele voastre. La capătul setului de cărți, cavalerul de monede. Un personaj care vine foarte greu în viața voastră pentru unii, probabil cu marcaș puternic în semn de pământ, dar nu obligatoriu. Construcția vieții voastre se manifestă greu pentru că a trebuit au de cupe și regina. A trebuit să treceți prin, vai, prin, prin, suferință, prin transformări intense. Dar apare acest îndrăgostițiar. Renașterea voastră aduce Va aduce un suflet pereche, va aduce dragostea, vă aduce echilibru, poate să fie masculin și femininul din, din, din noi înșine, pe de-o parte, dar pe de altă parte, pentru unii, transformarea prin care treceți uh, va aduce un suflet pereche. Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă încă nu a venit, e pe cale, e pe cale, aveți răbdare. Sunteți în, în, în prim proces de transformare și reconstrucție. Reconstrucția se face Încet, cavalerul de monede, reconstrucția se face încet. Eventual, cine vine foarte greu înspre voi, vine după un final, eventual ați încercat să puneți capăt acestei povești sau vine după o transformare profundă. La care transformare ați participat voi cu vibe-ul vostru, cu emoțiile, cu sfaturile voastre? Eventual, uite și frumos, regele de cupe și 8 de spade. Ați consiliat, ajutați. Sau poate altcineva va ajuta pe voi să ieșiți din gânduri sau voi ați ajuta pe cineva să iasă din gânduri, din blocaje. Și uite, așa s-a manifestat, cum a zis mai devreme cu filmele respective, s-a manifestat dragostea în timpul unei renașteri. Sau urmează. Sau urmează. Acum, să și clarificăm pentru cei cu soarele nu am venit să în nodul nord, în rac. Deja trecem la a doua parte. Clarificări. Interesant că s-a oprit setul de cărți, de clarificatori la justiție. Poate justiția să vă spună ceva. Balanță, iau-te cu roata norocului și justiția clar este balanță pentru cineva. Cineva cu marcaj în balanță. Poate voi aveți, poate altcineva opt de spade. iar sunteți stresați în legătură cu o călătorie sau cum să vă schimbați destinul și cum să vă faceți dreptate, cum să vă echilibrați viața, cum să vă echilibrați viața. Clarificăm regina de cupe, ia uite, remitul deja și regele de spade. Sunt multe. Poate aveți marcaj în semn de aer, cum am zis mai devreme, și aveți aici lună sau ascendent și voi natura voastră mentală se descoperă o latură emoțională, cum am spus mai devreme, cu luna și îndrăgostiții, dar descoperă o latură mentală, emoțională, pardon, pe care trebuie să o analizeze. Dacă sunteți semne de aer cu marcaj în semn de apă, eventual dacă sunteți semne de aer cu marcaj în semn de apă, există o conjuncție dintre voi și cineva care vă sensibilizează și vă pune pe gânduri cu eremitul, vă pune spre analiză. Din acest motiv apare și remitul ca și sfat. Analizați-vă gândurile, emoțiile, dar nu mai mult decât e cazul. Pentru alții, între voi și un semn de aer există tăcere. Sau între, da, repet, dacă sunteți voi semn de aer și ei sunt semne, dacă vorbim totuși la ziua,